care vor face parte din toate investițiile de pe Valea Prahove promovate de Consiliul Județean pentru deblocarea circulației pe Valea Prahovei. În acest sens, la intrarea în orașul Sinaia și ieșirea din orașul Sinaia vor să fie două sensuri giratorii care vor ajuta la fluidizare și în Azuga o să fie un pasaj subteran care va asigura tot așa la fluidizarea traficului, nemai intersectându-se circulația de suprafață cu cea de subteran.